Mister, ne spuneai că ai venit la meci, că o să mergi la biserică, ai făcut-o? Am fost cu toată echipa, am adus toată echipa, astăzi am fost la... Am fost cu toată echipa, am stat 40 de minute, că am fost și în biserică și... O repriză, da. Că doar repriza după. Nu vă supărați, o întrebare. Vă mențineți poziția că petrolul este sancționat de către arbitrii? A făcut de pe radio din 44. Este, ați văzut prima repriză. E foarte clar, a fost radio foarte clar din 44 și nu l-a fost dat. A fost un penalti clar și eu m-aș duce un pic mai departe. Exact. Așa că în continuare, dar astăzi e un pic mai ușor trecem peste pentru că am câștigat acest meci. Dar a fost la un pas. Dacă vine la... Apoi la un pas. Mulțumesc. Iată că Vlad Rusu se vorbea că pleacă la Oțelul și iată acum marcator și aducând un aport important la victorie. Da. Rusu, asta este o mentalitate deosebită a lui Rusu. A intrat, a făcut... S-a luptat foarte, foarte mult. Prima repriză, din păcate, n-a reușit mai mult de la a doua repriză. Chiar a făcut câteva acțiuni și chiar a reușit să marce. Vă pare rău că nu l-ați folosit mai departe? Și Mos a jucat bine, a dat două goluri, da, cred că putem să folosesc un pic mai mult după acest gol. Tindii, după unele surse, astăzi am câștigat în total 9 puncte. E ceva adevărat? Am înțeles că și cei de 6 s-a la tasă. Avem 7. 7, da. Da. 3 cu 6, bine, 3 cu 6. Eu sunt convins că punctele alea o să vină înapoi. Noi avem 7 puncte, nu știu de ce toată lumea vorbește că avem decât un punct. Noi avem 7 puncte și suntem la 2 puncte de obiectivul nostru. Obiectivul nostru rămâne 1-6 și suntem acolo. Deocamdată suntem acolo cu această victorie. Mai multă liniște acum încolo după această victorie? Nu, liniște nu o să fie niciodată, mai ales în fotbalul românesc, nu o să fie liniște niciodată. Să câștigăm fiecare meci. Acum o să avem un meci greu, un meci dificil. Dar dacă noi nu o să legăm 2-3 victorii la rând, o să fie greu. Dar dacă reușim acest lucru, o să vedeți că o să fim chiar acolo, primele locuri. Chiar cu astea 6 puncte luate, ușor. Dan Capra a fost la meci. V-a spus ceva după... Cine? Daniel Capra, finanțătorul. A fost la meci. Nu am vorbit ce să vorbesc cu Daniel. Dacă v-a felicitat, dacă... Nu. Dânsul spunea că Lemnaru și Bonila au semnat. Vor intra în programul de pregătire normal pentru meciul? Păi dacă au semnat, o să intre în programul, o să vedem, o facem un test fizic cu fiecare, să vedem cum stau, unde sunt. Pentru că și Lemnaru de mult timp a mai jucat, are nevoie de timp să-l pregătim, să joace, să aibă ritmul jocului. Deci nu o să fie chiar așa de ușor că l-am luat și l-am băgat în echipă. Au de lucrat în camp. Soluții mult mai multe acum pentru antrenor și cu cei doi. Cu cei doi o să avem soluții mai multe, da. O să avem soluții mai multe și asta e important pentru că un antrenor e ușor când ai pe bancă, scot pe unul și îl bagă pe altul locului și joacă cam aceeași randament, atunci e ușor. Așa ați văzut astăzi, trebuie să inventăm ceva, că Petele nu mai putea fizic, pentru că încă nu e pregătit fizic la nivelul care ar trebui să fie. Și a trebuit să găsim o soluție, am găsit cu Dan, cu Bucșu. Până la urmă ne-a ieșit invenția asta, dar nu în fiecare meci o să ne iasă. Și de-aia vă spun, scot un fundaș, bag un altul și toc în același nivel. Asta ar trebui să se întâmple la o echipă normală. La o echipă care vor să se bată pentru, așa zis, cupe europene sau să fim în play-off. Credeți că nu e așa? Da? Nu. Beța e accidentată, ți-a văzut. Sunt probleme. Beța a lipsit toată pregătirea. Musa nu s-a pregătit cu noi. Nu e ușor să joci meciul fără pregătire. Restul care s-a pregătit, ați văzut, stă în binișor fizic. Greu cu aceste programări din 3-3 zile, mai ales că noi nu jucăm în cupele europene, am fi putut să jucăm meciul pe sâmbătă. Am jucat sâmbătă, marți, vineri. Da, dar asta e programat, așa s-a programat, acum trebuie să ne adaptăm, trebuie să jucăm. Credeți că ați văzut prima repriză, n-am putut să aducem aceeași joc care am făcut-o noi până acum.
chiar am făcut o repriză destul de slăbuță, dar a doua repriză s-a mobilizat mai mult și am reușit să câștigăm acest meci. Până la urmă, asta este cel mai important. Până la urmă, încearcă bine și am pierdut puncte. Astăzi a fost un meci de atitudine, băieții au avut o atitudine exemplară și am câștigat acest meci. Asta este cel mai important. Totuși, nu credeți că v-ați retras prea devreme? Cum? Nu v-ați retras prea devreme, nu credeți? Da, pentru că suntem în etapa 7 de la meci, nu? Și n-a venit victoria. Toată lumea, când ați văzut, dăm un gol sau dăm... A vorbit de chestia asta, că nu trebuie să ne fie teamă de nimeni și de nimic, pentru că trebuie să câștigăm. Și la 2-0 chiar am văzut și eu că am făcut un pic pasul înapoi. Nu trebuia și nu trebuie să facem acest lucru, pentru că ați văzut, am tras pe noi, ne-am dat gol. Nu trebuie să facem chestia asta, trebuie să jucăm în continuare, pentru că avem echipă cu care putem să jucăm cu oricine să ne bate în acest campionat. Rămâne amicalul contra Chindiei, marți? Rămâne, normal, pentru că am câțiva jucători pe care vreau să-i văd și trebuie să le dau să aibă meciul în picioare, chiar dacă e meci amical. Marți sau miercuri, acum nu știu, depinde de ei când o să vină sau... Se pot lua hotărâri în privința lotului, să spunem, după amicalul ăsta, să promotați? Nu, dar le dăm șansă jucătorului. Trebuie să joace. Meciul e meci, antrenament e antrenament. Chiar dacă e un meci amical, e foarte important pentru... Sâmbăta viitoare, Tibi, cum vezi cu meciul cu Dinamo, cu echipa dată de suflet, cum mai detalii? Echipa mea de suflet, da. Dinamo este unde am jucat. E o echipă pe care țin foarte mult, dar acum lucrez aici. Dar tot la victorie mergi, nu? Normal, acum am zis că noi dacă nu legăm 2-3 victorii, o să ne fie greu. Mergem să scoatem punct sau puncte, pentru că e foarte important pentru noi. Interesul este Dinamo. Interesul meu este unde sunt acum și unde lucrez. Rusu va rămâne la Petrolul sau vă gândiți continuar să-l transferați la Oțel? Eu cred că după evoluția de astăzi, Rusu merită să fie la Petrolul. Mulțumim!